Persoanele vulnerabile beneficiază și în acest sezon rece de ajutor de încălzire. Severinenii cu venituri mici vor primi ajutor pentru plata facturilor. Sprijinul se acordă pentru încălzirea termică în sistem centralizat, pentru energie electrică sau pentru gaze și lemne. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne. Sprijinul financiar se oferă pentru un singur sistem de încălzire, cel care este utilizat preponderent. Suma maximă în cazul ajutorului pentru încălzirea cu lemne este de 320 de lei lunar și se acordă celor cu venituri sub 200 de lei pe lună. Au fost majorate plafoanele de la 800 de lei pentru acordarea acestei subvenții la 1386 de lei pe membru de familie, iar pentru persoana singură de la 1082 de lei la 2052 de lei. Deci beneficiază de subvenție în funcție de nivelul veniturilor persoanele care se încadrează pe condițiile cunoscute până acum, respectiv venituri, mijloc de transport și altele care sunt prevăzute în legislație, de această subvenție pentru lemn, pentru gaze naturale, energie termică, energie electrică. În cazul în care singura sursă de energie utilizată este cea electrică, subvenția este de 70 de lei lunar. Familiile și persoanele singure cu venituri foarte mici beneficiază lunar de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate. Astfel, 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale și 20 de lei pe lună pentru consumul de combustibil solizi. Sunt criteriile cunoscute până acum la acest act normativ, adică legea 226, care a fost publicat pe data de 17 septembrie. Așteptăm normele care să ne spună exact ce modificări mai aduce, dar în principiu excluderea se face pe condițiile pe care le-am avut și până acum la subvenția de căldură. Cererile, însoțite de documentele justificative pentru acordarea ajutorului de încălzire cu energie termică în sistem centralizat, vor fi depuse până la data de 15 noiembrie la sediul Direcției de Asistență Socială.